Bună ziua! Sărbătorești ziua de naștere. Astăzi ai o cifră mai rotundă și uite că sunteți la ușa ta, ți-a adus o surpriză pentru tine. Și cred că îți dai seama din partea ta. Ca cum da, sau? Așa? Și ne spui? Din partea mea? Din partea mea. Este foarte corect. Așa, cred că o să-ți dau torta acești 20 de ani care ți aparțin. Mulțumesc! La sigur ți aparțin, nu? Da! Bine! Așa, punem aici un coșuleț cu toate. Mama ne-a rugat, da, ca să dăm citire cât ori cuvinte pentru tine și o să mă stăruiesc să-l dau citire pentru tine. Scumpul și dragul meu fecioraș, astăzi la buchetul vieții ai mai adăugat un trandafir. Îți doresc multă, multă sănătate, un cer senin deasupra capului, un soare luminos în inimă, în sufletul tău să ai mereu un drum larg. Îmi cer iertare că nu sunt acasă alături de tine să te cuprind și îți urez un sincer la mulți ani. Viața ne-a făcut să fim departe unul de altul, dar vreau să-ți spun și să știi că tot timpul ești în sufletul meu și în mintea mea. Te iubesc nespus de mult și cât de matur nu ai fi pentru mine, oricum rămâi copilul meu. Mă rog în fiecare zi la bunul Dumnezeu pentru voi să vă păzească de tot ce e rău și să fiți în paza Lui. Să fii binecuvântat de Domnul în fiecare zi. Îți mai doresc ca pe parcursul vieții să ai doar succese, să termini anii de studenție cu bună voință și cu multe succese. Și vreau să-ți mai doresc două cuvinte, niciodată și întotdeauna. Niciodată trist și întotdeauna fericit. Cu multă stimă și mult drag, mama ta. Mulțumesc! Aceste cuvinte sunt pentru tine și, cum am înțeles, cei care sunt lângă tine, da? Este sora mamii? Da. Așa, asta e niște? Noi. Nu este. Noi. Este numai moș. Numai moș acasă. Și ea ca sora tot amară, ce mai mare. Așa, este foarte evident că o să dau știre și acestor cuvinte care vine din partea domnului Marie, da? Știe? Da. Scumpă soroară și dragul meu cumnat, vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul și susținerea care mi-au acordat mie și feciorului. Dragostea și binele care îi acordați feciorului să vă mulțească, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dăruiască Dumnezeu multă, multă sănătate și numai bine. Vă iubesc foarte mult, dragii mei. Acestea sunt cuvintele care vin din depărtare și dacă mai ai ceva pe suflet acolo, poți să-i spui mami ceva. Mama, mulțumesc mult. Asta e o surpriză neașteptată. N-am știut că să ajung chiar la alți ani, dar... Trebuie și să treci. Da, trebuie și trec. Mulțumesc mult. Știi cum tot ai retrăit? Că am înțeles că trebuie să treci de acasă, trebuie să bărturești mai departe. Nu, nu. Ei, mai gine lângă familie. Așa. Da. În cadrul familiei. Ne alăturăm și noi cu sincer la mulți ani, Victoria. Mulțumesc. Și cuvintele care au venit de la mama, da, să fie realizat și să-i aduci doar bucurie. La mulți ani. Mulțumesc.